Bună seara, doamnelor și domnilor! Următoarele zile se anunță mohorâte. Vă spun imediat în ce zone cerul va fi mai mult înnorat, dar să vedem pentru început cum va fi pe continent. Așteptăm o zi mohorâtă în cea mai mare parte a Europei. Mâine, ploile abundente cuprind jumătatea nordică a Italiei, dar și Elveția. Iar în rest, acestea vor fi mai slabe. De cer senin se vor bucura doar locuitorii din Portugalia, Spania, dar și cei din Finlanda. Față de ziua precedentă, temperaturile nu se modifică prea mult. Iată, vor fi 13 grade la Londra, 21 în Lisabona și 10 grade la Viena. La noi urmează o noapte cu cer variabil în cea mai mare parte a țării. În zonele joase de relief, în special în Transilvania, local apare ceața, iar în regiunile extracarpatice sunt șanse mari să burnițeze. Trecător, vântul va avea unele intensificări prin sudul Banatului, dar și prin Carpații meridionali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 10 grade, iată, pe la Constanța. Mâine așteptăm o zi închisă, în special în regiunile extracarpatice, pe unde vom avea ceață și condiții de burniță. În restul țării se înseninează treptat, iar vântul va sufla slab și moderat și doar în sudul Banatului și în jumătatea de nord a Moldovei o să fie mai intens. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, posibil mai scăzute în zonele cu ceață persistentă. În București așteptăm o noapte cu cer înnorat, iar trecător, mai ales spre dimineață, vor fi condiții de burniță. Se mai încălzește față de noaptea trecută, iar termometrele vor arăta în centrul orașului 4 grade. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, iar temperatura maximă urcă, iată, până la 12 grade. Începutul de săptămână ne aduce tot vreme închisă și se mai răcește. Luni din când în când apare burnița, iar la amiază vor fi în jur de 10 grade. Marți vremea se menține mohorâtă și scad și mai mult temperaturile. Vântul va sufla slab și moderat, iar maxima nu va trece, iată, de 8-9 grade. La munte, mâine se anunță o zi frumoasă, cu cer variabil și doar dimineața și pe parcursul nopții va fi ceață pe voi și în depresiuni. Vântul va avea unele intensificări pe creste, iar temperatura aerului va fi ușor mai scăzută față de ziua anterioară. Cel mai rece va fi la Sinaia, 5 grade. Să vedem acum ce ne rezervă vremea luni, dar și marți. Așadar, începutul de săptămână se anunță mohorât, dar nu peste tot, doar în sudul și în estul țării, pe unde din când în când apar ploi slabe. În schimb, în vest, dar și în centru, iese soarele, însă dimineața, în zonele joase de relief, va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade, iată 10 grade la Cluj. Marți, regiunile sudice și parțial cele estice nu scapă de vremea închisă, dar locuitorii din celelalte zone vor avea parte de o zi mai frumoasă, cu cer aproape senin și doar în unele locuri apare ceața mai mult dimineața și noaptea. Vântul nu se domolește, în sudul Banatului de asemenea se va intensifica și în nordul Moldovei, pe litoral și în zona Carpaților meridionali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele de deal din vestul și nord-vestul țării. Cam atât despre vreme. Eu sunt Marina Nisoiu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți pe Prima TV. Seară minunată! La revedere!